Bună seara, săracilor, și bine v-am găsit la știrile AI. Se pare că președintele Klaus Iohannis a fost surprins într-o ipostază extrem de jenantă. Potrivit unor surse anonime din Palatul Cotroceni, șeful statului ar fi tras pe nas o substanță numită prelandez. Mai poateți uitați acest simbaz că Biden ia asta, frate? Dar mai văzut așa ceva, frate? Foarte tare, știi? Parcă sunt un țăran din ăla, știi? Nu jicnesc de rane, dar stă foarte bine, știi? Parcă sunt un țăran din ăla, știi? Cu buleta și că se merg după oi. Foarte tare, asta. Uitați ce frumoase! Foarte tare, frate! Ce mai faceți, frate? Ce mai faceți? Și o să mai fac o chestie foarte tare live-uri, că nu am făcut de mult live. O să fac de Crăciun live, foarte tare este asta. Și tot ce bine stă cu basca asta. Imaginile video îl arată pe Iohannis zâmbind și vorbind lucruri fără nicio noimă, aparent din cauza prelandezului. Această situație extrem de penibilă ridică semne serioase de întrebare asupra capacității domnului președinte de a conduce țara. Dai bă și tu o țigară? Ieși afară futute în gură. Nu-i nimic adevărat. Clipul ăla este fals. Voi nu ați văzut că TikTok-ul este plin de clipuri cu mine. Nu-i nimic adevărat, n-am tras nici prelandez pe nas. Hai marș cu microfoanele astea de la botul meu, că vi le bag în cur. Domnul Ciocălău Smântână din Bârlada a învățat să vorbească engleză și este foarte entuziasmat. Haideți să-l ascultăm împreună. Poți să ne spui câteva cuvinte în engleză? Motherfucker shit! Fuck you! Hu sha shi, hong kan shi, kung fung ge, chai shi, kung shi fa ge, kung jin si. Și agivând o mâscușii ca eu, Niusuni Surunoga, Sukida, vai, îmi cer scuze. M-a luat valul din cauza domnului Ciocălău, să revenim. Fostul lider politic Liviu Dragnea și-a descoperit recent o nouă pasiune, gătitul. Salut, săracilor! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Liviu Dragnea, cel mai șmecher om din România. Din fericire am ieșit și eu acum din pușcărie. Dar am rămas fără bani. Mi-au luat ăștia tot. F***ui în gură. Mi-au luat casa, banii, mașina. Nevasta m-a înșelat cu Băsescu. Din fericire am rămas și eu cu un băiatul meu care ține la mine și mă iubește. Mâncaia și curul lui că mi-a făcut și o melodie specială pentru mine. Liviu Dragnea, PSD! Sună bine, nu? Să moară mama că sunt mândru de el. Să continuăm. Deci, după cum am spus, am rămas fără bani, așa că m-am apucat de gătit să fac și eu un ban cinstit aici pe TikTok și pe YouTube. În această seară vă arăt cum fac eu mămăliga în tavă pas cu pas. Acum o dau cu un pic de motorină. Mămăliga asta este făcută special pentru Klaus Iohannis, pentru că el e frățiorul meu, să moară mama. Deci, după cum vedeți și voi, eu deja am fiert mămăligă și am pus-o într-o tavă. Cam asta e tot. Fierbi mămăliga, o pui în tavă și după o ungi cu un pic de motorină. După cum vedeți, am mai adăugat în stânga niște lapte stricat și în dreapta niște pătrunjel cules de mine din pădure. Vă spun cu toată sinceritatea că nu am făcut pipi pe el înainte să-l culeg. Cam atât. La final i-am dat și un scuipat pentru că ăsta este ingredientul meu secret. Asta e tot, un pamflet. Mă duc să-l servesc pe Iohannis. Vă pup jos! Ți-ai făcut laba și te-ai șters cu tricoul? Îți put chiloți a căcat? Ți-ai tăiat porcul de Crăciun și nu poți să mănânci și tu o bucată de șorici pentru că e plin de rapăn? Ei bine, spală porcul cu noul de rodoi în 1 care spulberă orice miros de căcat de pe porcul tău sau din chiloții tăi și elimină orice urmă de labă de pe tricoaiele tale. Noul Dero este atât de bun încât o dă pe măta cu cracii în sus pentru că are milioane de microparticule care scoate tot rapănul. Și după spălare, porcul tău va mirosi a pizdă proaspătă și imaculată. Spală porcul cu Dero! Fă porcul fericit pe masa de Crăciun! Ah, Doamne! Ce i-aș mânca și eu râtul ăla, că mor de poftă! Acesta este un produs universal. Curăță haine, vase, podele, geamuri, mașina, bijuterii, porci, oi, cai, te poți spăla și în gură, pe cur, pe bunica, pe Iohannis. Să-mi sugeți pula. Să-ți o sugă măta. Ah! Se poate folosi și în mâncare ca înlocuitor pentru delicat. Avem dezvăluiri absolut șocante din lumea înalților demnitari. Se pare că Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin au fost într-o relație secretă, dar acum s-au despărțit în termeni ciudați. Ce vrei, mă? Dă-mi și tu o țigară! Ieși afară! Hai, bă! Câți ani ai, mă? Am 3 zile! Abia am ieșit din măta! Băga-mi ea și pula-n s***!
Acum ce să zic, să mă bată mama, cred că avem câteva probleme tehnice, revenim imediat după publicitate. Uite bă cum mă fac de râs la televizor, băga mi-aș pu... Vă vine să credeți sau nu, dar femeile se cacă enorm. Când intru la WC, nu știu niciodată dacă o să mai ies. Noroc că am spray-ul V.I. Căcat. Face o barieră atât de puternică, încât aproape nici balega mea nu trece prin ea. După ce am terminat, nu mă șterg la cur. Îi permit lui Viorel să adulmece. Căcat. V.I. Căcat. Te caci fără să puta mortăciune. Acesta este un produs chimic pentru WC-ul. Citiți cu atenție prospectul. Nu este o jucărie sexuală, nu se bagă în cur sau se suge și nu trebuie să vă pulverizați găoaza. Fă, dar eu nu știu cum poți tu, că eu nu port chiloți din ăia că-mi intră în cur. Și trebuie să bag mâna să-i scot, mă și irită. Și se muldăresc de căcat, știi ce zic? Fă! Ce? Ești în direct. Deja? Eu știam că publicitatea ține jumate de oră. Dragi telespectatori, am revenit și se pare că am rezolvat problemele tehnice. Domnule narator, aveți legătura. Îmi cer scuze, dragi telespectatori, am avut câteva probleme tehnice. Deci Papa Francisc și Vladimir Putin au fost cândva îndrăgostiți nebunește. Atât de mult încât Putin l-a bubuit pe Papa Francisc lăsându-l gravid. Însă iubirea lor nu a durat prea mult. După o vreme, cei doi și-au pierdut acel fior al iubirii și au decis să se despartă. Papa Francisc a dat apoi naștere unui superb băiețel. Numai că Putin avea alte planuri. A smuls pur și simplu copilul din brațele papale, spunând că vrea să îl crească el însuși și să-l învețe arta declanșării armelor nucleare. De atunci, Papa Francisc este complet devastat. Îl putem vedea deseori comportându-se foarte ciudat cu supușii săi, săracul. Dar hai să-l ascultăm chiar pe Putin, care dorește să ne adreseze câteva cuvinte despre acest caz controversat. Вы больше не увидите своего ребенка, успокойтесь. Уэй, пидарс. Ascultă la mine. Dacă îți fut o stângă, cazi pe jos și te zbați ca găina fără cap. Bă, să nu aveți încredere în călugărul ăsta. Bulanjiul ăsta de călugăr a furat butonul de la mine și a vrut să pornească armele nucleare. Așa că am reușit să-i fur puradelul și uite așa am reușit să-l potolesc. Că dacă nu fășeam eu asta, călugărul ne omoră pe toți. Deci să-mi spuneți mulțumesc. Pentru că eu am salvat viețile la toți. Așa că drept mulțumiri, vreau ca Klaus Iohannis să vină pe la mine și să-i bag obuzul meu în găurică la el. Promit că o să folosesc protecții antirecheta. Președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent în calitate de concurent la emisiunea Românii au talent. Într-o apariție neașteptată, șeful statului a urcat pe scenă și a interpretat un număr muzical ce a lăsat juriul și publicul cu gura căscată. După ce și-a terminat prestația emoționantă, toți cei patru membri din juriu au rămas complet impresionați. Iar Andra Măruță a apăsat celebrul Golden Buzz, trimitându-l direct în semifinale. M-o trimis mama la capre, m-o trimis mama la capre. Marolei dorului, bovai, iar vai flor, vai tirchiri, lai, dai, dai, bovai, bo, țăr, țăr, țăr. Numai cu bota m-am dus, numai cu bota m-am dus. Marorei dorului, pomai, iar vai flor, vai tietiri, lai, dai, dai, bo, bai, bo, țăr, țăr, țăr. M-a întâlnit cu lupul în cale, m-a tulelnit cu lupul în cale. Marorei dorului, pomai, iar vai flor, vai tietiri, lai, dai, dai, bo, bai, bo, țăr, țăr, țăr. Nu fi locule fălos, nu fi locule fălos. Marulei, dorulei, pumai, iar bai flor, bai tirtiri, lai, dai, dai, bo, bai, bo, țăr, țăr, țăr.
După ce am văzut cu toții acest moment emoționant, l-am invitat chiar aici în platoul nostru pe domnul președinte. Bine ați venit, domnule Iohannis! Să rămână și bine m-ați găsit. Domnule Iohannis, cu toții am rămas impresionați de talentul dumneavoastră muzical. Interpretarea ne-a lăsat pe toți cu lacrimi în ochi. Permiteți-mi să vă întreb ce aveți de gând să faceți cu marele premiu în bani, în cazul în care veți câștiga competiția România au talent. Ei, și tu acum, ce întrebare e asta? Hop, ai hop și țâr, țâr, țâr și mi-am cumpărat încă 3 case. Știi ce zic? Hai, sictir! Domnule Vadim, cum ați intrat aici? Vă rog să ieșiți afară. Taci, fășomul toaco! Tu nu ai dreptul să întrerupi un intelectual ca mine. Tu ce cauți aici, mă? Bă, tu ești un plămădit de hoți, un jeg care îți bați joc de sărăcia și necazurile poporului român. Măgarule, ce te crezi că ai dreptul să-ți mai cumperi încă 3 case când mulți oameni abia au un acoperiș deasupra capului, mă? Dar nu-ți ajunge că ai deja 7 case, măgarule! Domnule Vadim, vă rog să fiți atent cu limbajul că primim amendă de la... Taci, fă pitica dracului, că plătesc eu amenda! Hai să-ți spun cât de gunoi ești tu, nenorocitule! Ce vrei, mă? Ești un trădător, un hoț și un escroc care-ți bați joc de încrederea și bunăvoința oamenilor cinstiți. Ai ajuns să ne jefuiești și să ne umilești fără pic de scrupule, să-ți bați joc de fiecare suflare de viață din această țară. Hopa! Dar ce se întâmplă? De ce vă certați, fetelor? De la ce v-ați luat? Du-te-n pizda, mătii de curvă și omul toacă! Nu mă mai întrerupe, muma pădurii! Hopa! Hai că deja ai prins tupeu, zâna mea! Vezi asta? Dacă mai vorbești urât, ți-l bag în cur! Narator, oprește dracu emisiunea că începe scandal mare! O închid acum! Mare băgăcios, să vii aici și să te dai mare cu vorbele tale de mahală? Hai să-ți spun clar și răspicat. Nu mai vreau să aud niciun cuvânt rus și am dat această mizerie pe care o aduci. Ești un prost, trebuie nesimțită să te lași dus de vadul acesta de vulgaritate și niciun de răspicat. Nu vă credeți atât de important să știți că nu sunteți de cum niște niște acolo de doi bani care se transmită. Dacă mai continuați să infectați emisiunea cu toată această negativitate, o să vă dau afară cu toată bucuria din lume și nu o să vă mai las să puneți piciorul. Alo, alo, ia gata, bă, gata. Știe cineva unde este Iohannis? Uite-l acolo, îl fute Putin! Vai, ajutor, îmi intră la rozetă. Aș pideras, ușor. Aha, de ghinii, bă. Bubuială! Deschidi curul, că-ți bag obuzul. Vai, mă spart! Vedeți că ați uitat din nou microfonul pornit. Idioților, închideți imediat că ne facem de râs.